Liniștea serii de luni a fost rapid tulburată de claxoanele a zeci de mașini care au arat carosabilul de vei, minute în șir. La fel cum se întâmplă în mai multe state din Uniunea Europeană, dar și în alte zone din România, transportatorii, fermierii și agricultorii din județul Hunedoara și-au unit forțele pentru a atrage un semnal de alarmă cu privire la măsurile fiscale adoptate în acest an, care, spun ei, îi va conduce spre faliment. Aceasta a fost atmosfera luni seara pe străzile reședinței de județ. Transportatori și oameni simpli din Deva și localitățile învecinate au protestat aseară în cadrul unei acțiuni de amploare. Aceștia au ales să se revolte în acest mod pentru ca nivelul asigurărilor obligatorii pentru vehicule să scadă și pentru ca motorina și benzina să se ieftinească. Și în această dimineață acțiunea de protest a continuat, de data aceasta fiind scoase pe șoselele din județ tractoare și camioane.